Acțiunile polițiștilor au debutat vineri când 40 de polițiști de la municipiu și 22 de polițiști locali au efectuat o descindere în căminul de din cartierul Istru, unde au fost legitimate 129 de persoane care locuiau fără forme legale și care au fost conduse pentru a fi verificate, amprentate și fotografiate. De asemenea, s-a avut în vedere creșterea vizibilității polițiștilor în zona parcurilor, unităților de alimentație publică și locurilor frecventate de copii și tineri, acțiunea având și un caracter preventiv și de crearea unui climat de siguranță pentru cetățeni. S-au constatat 35 de contravenții aplicate pentru încălcarea liniștii și ordinii publice, comerț ilicit, dar și încălcări ale legii privind circulația pe drumurile publice. În județ, polițiștii împreună cu inspectorii de la DSV, DSP, OPC și jandarmi au avut în vizor târgurile de la Călugăreni și Bolintin Vale, acolo unde au constatat numeroase abateri de la lege. În cadrul acțiunilor, polițiștii au aplicat în târgul de la Călugăreni, împreună cu ceilalți participanți ai autorităților publice locale și județene, sancțiuni contravenționale în valoare de peste 10.000 de lei, respectiv 24 de sancțiuni contravenționale, și au confiscat bunuri atât alimentare cât și nealimentare. În zona de nord a județului, la târgul de la Bolintin Vale, a fost de asemenea aplicate 12 sancțiuni contravenționale. Polițiștii rutieri au fost și ei prezenți în zona celor două târguri, asigurând influența traficului și reducerea riscului rutier pentru a nu înregistra evenimente rutiere. Campania de reducere a infracțiunilor s-a derulat în toate județele țării și, potrivit unui comunicat al Poliției Române, s-au constatat peste 1700 de infracțiuni, s-au aplicat peste 50.000 de amenzi, s-au depistat 110 persoane urmărite, s-au găsit 12 autovehicule furate, au fost confiscate 64 de arme și circa 2.000 de proiectile și s-au confiscat bunuri de aproape 430.000 de lei.